Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Eu sunt Viorel Pahomi. Continuăm dezbaterile electorale la Realitatea TV, dezbateri care sunt organizate în conformitate cu regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 30 septembrie. Invitații de astăzi sunt doamna Vitalia Pavlicenco, care reprezintă Partidul Național Liberal, și domnul Anatolie Prohnitski din partea Partidului Verde Ecologist. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Structura emisiunii de dezbateri este următoarea. Pentru început, candidații vor avea la dispoziție câte 3 minute fiecare pentru a-și prezenta principalele teze din programul electoral. După, le voi adresa întrebări la care vor răspunde pe rând, în limita a 2 minute pentru fiecare răspuns. Candidații nu pot depăși această limită, dar nici timpul pe care nu l-au folosit în cazul unui răspuns mai scurt nu poate fi recuperat. În cea de-a treia parte, invitații vor avea ocazia să-și acorde întrebări unul celuilalt. Întrebările și răspunsurile vor fi cronometrate, astfel încât fiecăruia să revină timp egal pentru a-și expune poziția. În caz de nevoie, eu îmi rezerv drept de a interveni cu întrebări, precizări sau observații. Vă rog să vă respectați reciproc și de asemenea să-i respectați și pe telespectatorii noștri. Înainte de a anunța tema dezbaterilor din această seară, o să vă rog să luați câte 3 minute fiecare pentru a ne prezenta principalele puncte din platforma electorală a partidului pe care îl reprezentați. Doamna Pavlicenco, vă rog. Bună seara, stimați alegători, sunt președintele Partidului Național Liberal, care participă la acest scrutin parlamentar cu listă proprie. Este a doua oară, pentru că prima oară noi am participat în anul 2010 și am avut sloganul PNL propune unirea cu România. În anul 2011 noi am avut un congres unionist în care am stabilit ca obiectiv strategic politic al partidului fixat în program și în statut reunificarea celor două state românești, iar în anul 2012 am contribuit la formarea platformei Consiliul Unirii, prin care am redat demnitatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului, organizând diferite acțiuni unioniste, în special cea din 13 și 16 mai, când am comemorat victimele celor 200 de ani de ocupație ruso-sovietică. Pe listele Partidului Național Liberal participă, sunt prezenți cei mai activi membri ai Consiliului Unirii din Republica Moldova și ei au venit cu un program, strategie privind pregătirea Republicii Moldova pentru reîntregirea din 2018. Platforma noastră se numește În Europa prin România și pe lângă acest program strategic cuprinde 18 puncte importante, dintre care voi cita doar câteva. De exemplu, formarea unui guvern al Unirii de 11 ministere, în care principalul minister va fi cel al reintegrării românești europene, care va promova omogenizarea intra-românească, va superviza și coordona reformarea justiției, va implementa reformele structurale și instituționale și va asigura transparent fondurile europene. De asemenea, pentru eliminarea corupției și a contrabandei, avem punctul privind posturi comune ale românilor din dreapta și stânga Prutului la serviciile de frontieră, în punctele de control trecere peste Prut, pentru eliminarea contrabandei. De asemenea, noi vom modifica legislația sau vom găsi unde, pe ce ne putem baza în legislație, pentru a aduce o filială a DNA la Chișinău, pentru a-i pune la pușcărie împreună cu CNA pe politicienii corupți, fapt care încă nu se întâmplă în Republica Moldova. De asemenea, pledăm pentru aplicarea celor mai bune concepte eficiente ale sistemelor românesc fiscal și financiar, pentru crearea unei universități românești la Chișinău pentru formarea europeană a tinerilor noștri, de asemenea pentru negocieri eficiente cu statul român în vederea deschiderii pieței de muncă din România pentru basarabeni, pentru plasarea lor legală cu asistență socială în câmpul muncii, având în vedere și actualele alegeri prezidențiale, dar și cele care au fost și vor mai avea loc, având în vedere și faptul că avem mulți cetățeni, pledăm și pentru un acord oficial dintre CEC și BEC ca să fie alegeri corecte. Noi considerăm că avem o echipă bună, programe foarte clare și de aceea vă invităm să votați PNL, votați săgeata. Mulțumim, doamna Pavlicenco. Domnule Prohnitski, aveți și dumneavoastră 3 minute, vă rog. Stimați alegători, Partidul Verde Ecologist în campania electorală vine cu sloganul "Un om curat într-o țară curată" și își are drept scop dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și transformarea ei într-o țară curată, liberă, civilizată și europeană. La ziua de astăzi, Republica Moldova se confruntă cu multe probleme și a parcurs un timp foarte de dezvoltare foarte greu,
și cu multe probleme la, și zicem că asupra societății influențează și starea nefavorabilă a mediului. Și de aceea noi ne propunem ca să asigurăm cu apă potabilă localitățile, toate localitățile Republicii Moldova, ceea ce este o necesitate pentru cetățeni, dat fiind faptului că, conform datelor statistice, până la 5.000 de persoane din Republica Moldova trec în lumea cealaltă datorită calității rele a apei, a aerului și a alimentelor. Ne propunem să salvăm pădurile moldovenești de șafă, organizat de rețelele mafioți și oligarhice, contra cărora noi mereu luptăm, însă să zicem că mari succese nu obținem. Totodată suntem pentru promovarea conceptului de economie verde în programul de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2015-2018, care ar permite să deschidă zeci de mii de locuri de muncă. Noi optăm pentru formarea unui parlament funcțional și reprezentativ, unde 50% din deputați să fie aleși în baza circumscripțiilor electorale. Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în parlament și organele de conducere ale statului. Totodată, noi ne propunem ca să fie ridicată imunitatea deputaților, a judecătorilor și procurorilor. De ce? Pentru că deputatul este ales de către popor. Avem 101 deputați. Se aleg, trebuie să fie aleși cei mai onești oameni și deputații, în cazul dat, nu au nevoie de imunitate. Ce se referă la judecători și procurori, ei se conduc de legi pe care trebuie să le respecte ei în primul rând, și activând și respectându-le, ei n-au nevoie de imunitate. Noi suntem pentru promovarea economiei verzi în baza cooperării cu colegii noștri din partidele verzi europene. Totodată... A expirat timpul, domnule Prohnitski, îmi pare foarte rău. Tema dezbaterilor, tot vreau să zic emisiune, tema dezbaterilor din această seară este educație și sănătate. Domnule Prohnitski, prima întrebare, vă rog să răspundeți dumneavoastră. Știm cu toții că avem o problemă mare cu corupția la cel mai înalt nivel din Republica Moldova, dar totuși cetățeanul de rând se ciocnește cu acest fenomen, cel mai des în instituțiile de învățământ și în cele medicale. Ce se poate face în mod real ca să scăpăm de acest fenomen? Corupția este o problemă pentru țările unde la conducerea statului sunt formațiunile oligarhopolitice. Pentru că de jos nu sunt exemple ca să fie soluționate întrebarea cu problema corupției. De sus în jos este posibil și sunt exemple. Da, se confruntă la diferite niveluri și sunt nevoiți, inclusiv și în domeniul sănătății și educației, să acorde, pentru că sistema de astăzi în Republica Moldova de activitate a statului, ea este sovietică și noi singuri toți o vedem și o cunoaștem, fiecare în parte, cred că și inclusiv și dumneavoastră, care nu de mulți ani ați absolvit o instituție de învățământ și calitatea studiilor, dotarea instituțiilor lasă de dorit și lipsa și manualelor și a multor condiții pentru a obține niște studii de calitate, câteodată posibil că favorizează efectul ăsta de corupere. Tot așa și în domeniul sănătății. Știm bine cum sunt dotate spitalele noastre, știm bine starea sănătății și omul câteodată este disperat și pus în situație ca să acorde un mulțumesc în sumă de bani. Știm cazuri tot, fiecare în parte, vorbind cu rudele, cu cunoscuții, la Institutul Oncologic, când omul știe că mai are puțin de trăit, însă se cer
medicamente scumpe care în spital nu sunt, dar trebuie curate la cineva. Am înțeles. Și... Vă mulțumesc pentru răspuns. Doamna Paliucenco, aveți nevoie să repet întrebarea? Nu, nu-i nevoie. Vă rog, 2 minute. Republica Moldova este cufundată în corupție. Cea mai mare corupție, desigur, nu este printre medici și profesori, ci este la vârf. Și în acest sens pot să vă reproduc niște date, pentru că putem vorbi despre dezvoltarea oricărui sistem educațional sau sfera sănătății, dar până când nu găsim banii care îi putem scoate din reducerea corupției, nu vom rezolva nicio problemă. Și noi tocmai de aceea avem acest program de pregătire a reîntregirii din 2018, pentru că în 4 ani noi ar trebui să facem niște lucruri raportate la evoluțiile care au avut loc în România. România ne poate oferi expertiză. Acum, referitor la date. În privința justiției, Republica Moldova se clasează pe locul 141 la independență din cele 144. Dacă nu justiție, nu vin investiții, nu vin investiții, nu sunt locuri de muncă, nu sunt locuri de muncă, nu sunt defalcări la buget, de ce sunt salarii mici și pensii mici. De asemenea, noi cunoaștem economia subterană ce date are. Conform IDIS Viitor, numai în anul 2011, cifra record a tranzacțiilor ilegale a fost de 19 miliarde de lei. De asemenea, rulajul narcomafiei, conform Procurorului General al Chișinăului, Procurorului Municipiului Chișinău, este anual de 18 miliarde de lei. În privința investițiilor, noi stăm pe ultimul loc în Europa. În asemenea condiții, desigur că este puțin posibil să faci ceva. Să mai adaugă niște date din nomenclatorul eșecurilor acestei guvernări. De exemplu, nedebursarea granturilor externe la bugetul de stat conform nivelului planificat. Iată, Ministerul Finanțelor la 31 octombrie 2013 a spus că doar 59% din granturile externe au fost debursate la bugetul public național cu devieri de 904,8 milioane de lei din cauza factorului politic. Și jumătate din granturi n-au fost valorificate. De unde să găsim noi bani pentru dezvoltarea locurilor de muncă și pentru ajutorarea sectoarelor bugetare? Înțeles. Doamna Paliucenco, cu următoarea întrebare. Oamenii care nu au poliță de asigurare medicală, pentru că, mă rog, nu au posibilitate să o cumpere, sunt amendați. Iar dacă nu au bani, nici bani să plătească amenda, atunci sunt judecați și băgați la închisoare pentru 30 de zile. Au fost mai multe cazuri de acest gen în ultimele câteva luni. Partidul pe care îl reprezentați are un plan în acest sens. Cum facem ca să nu ținem după gratii oameni care pur și simplu au avut nevoie de îngrijiri medicale la un moment dat? Noi, în această privință, chiar am discutat și avem sesizări din partea cetățenilor și consider că și societatea civilă s-a sesizat și a vorbit despre acest lucru. Noi credem că aici trebuie schimbată situația și chiar mă mire de unde au luat o asemenea atitudine, pentru că oamenii nu sunt vinovați că nu au lucruri de muncă sau că nu pot să-și procure poliță de asigurare, care de fapt cresc tot mai mult în loc să descrească. De aceea, ca să putem să ajutăm pe cei neputincioși, pe cei nevoiași, cei cărora nu le putem oferi locuri de muncă, desigur trebuie să avem venituri. Ca să avem venituri, trebuie să lichidăm corupția și să optimizăm gestionarea fondurilor publice și a ajutoarelor externe. Iată, de exemplu, noi propunem prin acest Minister al Integrării Românești și Europene să asimilăm transparența fondurilor europene, pentru că, conform datelor Curții Constituționale, președintul Curții de Conturi, 4 miliarde de lei au fost în acești ani cheltuiți contrar destinației lor. Și atunci se întreabă, da, unde s-au dus acești bani? Doamna Paliucenco, îmi permit o precizare. Dumneavoastră spuneți că dacă nu avem bani suficienți în buget ca să acoperim polițele de asigurare acestor oameni nevoiași care nu au un loc de muncă, este ok să-i ținem după gratii? Până nu o să avem bani, o să-i punem după gratii? Nu, dar cine spune? Tocmai că asta nu putem să-i punem după gratii. Noi trebuie să le asigurăm locuri de muncă, nu să-i pedepsim că ei nu pot plăti poliția de asigurare. Imaginați-vă ce înseamnă o poliție de asigurare pentru un cetățean nevoiaș și ce înseamnă miliardele astea la nivel național care s-au dus în buzunarele clanurilor oligarhice. Este de neconceput ceea ce se întâmplă în Republica Moldova asta. De fapt, vreau să vă spun că demonstrează că în subconștientul conducătorilor noștri ticăie o idee că ei trebuie să îmbogățească cât mai stă acest stat, să-l mai furi cât mai este de furat. Pentru că mâine, poi mâine, vine criza ucraineană, s-ar putea ca să reunifice cele două state românești, ei vor să ajungă de Europa cetățeni nobili, cu averi pentru ei, pentru toți nepoții și trănepoții lor. Înțeles, vă mulțumesc. Domnule Prochnitsky, aveți nevoie să repet întrebarea?
aceeași întrebare. E aceeași întrebare, da. Nu. Vă rog. Desigur că cazurile de care ați vorbit dumneavoastră și cunoaște întreaga societate nu sunt prea bune, însă cred că cu fiecare caz aparte trebuie de clarificat. Este că cetățenii Republicii Moldova încă, cum v-am zis, sunt conduși de o structură sovietică, tip sovietic, și sunt deprinși ca tot să le dăie și chiar dacă nu le-a dat, n-o să fie nimic. Da, este legea pe care trebuie să o respecte de la președintele țării până la tânărul care împlinește 16 ani și răspunde de acum în fața legii. Și de ce s-a creat situația aceasta? Noi nu o cunoaștem, noi cunoaștem finalul. Desigur că administrația publică locală trebuie să acorde cetățenilor care într-adevăr au nevoie de suportul financiar pentru a-și procura această poliță de asigurare. Dacă nu, ei, cum a menționat și doamna Pavlicenco, de acordat o sursă de venit, de un loc de lucru, pentru că știm că sunt situații între situații. Nu e chiar așa de bine și tot așa de clar cum ne pare nouă la prima vedere, pentru că fiind în teritoriu, mulți fermieri zic că nu vrea nimeni să se angajeze la lucru la mine, nu vrea să vii să lucreze, nu-i convine una, practică alta, sunt întrebări. Cred că acestea sunt niște cazuri ieșite din comun când instanța de judecată a hotărât conform legislației și conform situației create. Eu cam așa văd. Înțeles. Următoarea întrebare, domnule Prohnitski, reformele în domeniul învățământului au avansat ceva mai mult decât în alte domenii în ultimii câțiva ani, totuși avem încă foarte mult de lucru. Discipline în plus, profesori necalificați și o împotrivire destul de agresivă a sistemului față de schimbări. De ce fel de strategie avem nevoie ca să ridicăm nivelul educației în Republica Moldova și totodată de ce fel de nivel de comunicare avem nevoie cu cei din sistem ca ei să nu se împotrivească atât de mult? Pentru schimbarea situației în sistemul de învățământ este nevoie de voință politică și desigur de lideri pe care o recunoaștem toți în persoana doamnei Maia Sandu, care cred eu că a pus condiții colegilor de partid pentru că toate funcțiile sunt repartizate pe criterii de partid, ce nu este bine și nu aduce bine Republicii Moldova. Trebuie să fie bază de concurs pentru că toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de ce, țin de să ce partid... Pentru da? Telespectatorii noștri că Maia Sandu a devenit ministru al educației nefiind membru al Partidului Liberal Democrat și a devenit membru al partidului abia câteva luni în urmă. Păi da, dar ea a fost propusă de către partid. Eu asta am avut în vedere. Sunt când nevoit a fost... să specific da, pentru corectitudine, da, vă rog. Da. Și dânsa au tărie de caracter ca să implementeze în licee modificări respective. S-a lucrat și asupra programului de învățământ. Ce se referă la instituțiile superioare? La ziua de astăzi noi nu avem nicio evaluare a cunoștințelor studenților la absolvire. Și totodată nu avem nicio o analiză și cunoaștem foarte bine instituții de învățământ prestigioase din Republica Moldova care dispun de foarte multe spații, de multe aule care nu sunt dotate, ori sunt dotate încă din timpul sovietic. Eu personal am văzut la o universitate așa situație și desigur că se opun pentru că își pierd locurile de muncă. Însă trebuie să reieșim din aceea de ce avem noi nevoie, în primul rând. Economia are, societatea, de ce specialiști, în ce număr, restul. Sunt universitățile private, ai dorință, învață, contrabandă tot ce dorești. Și la ce universitate dorești.
Am înțeles. Doamna Pavlicenco, dumneavoastră, de ce strategie credeți că avem nevoie ca să ridicăm nivelul educației în Moldova și ce ne propune PLR-ul la capitolul PNL-ul la capitolul strategie de comunicare cu cei din sistem care se împotrivesc schimbărilor? Este foarte important voința politică în a promova schimbarea mentalității. Din păcate, la noi așa se întâmplă, în funcție de care partid de la guvernare, el îi modelează pe profesori, îi sperie și îi face ca să depindă doar într-un singur scop, să îi revoteze. În caz contrar, îi alungă de la lucru și toate adunările astea care se fac acum, dar și se făceau chiar și în 2009, țin minte, îi aduceau cu forța pe învățători și pe asta îi puneau să facă agitații. Deci la noi nu este pluralism politic, pluralism de opinii. Profesorul în loc poate să ia o carte, poate să citească ceva pe internet, să consulte, el trebuie să meargă și să facă agitații pentru partidul de care sistemic îl va lipsi de locul de muncă. Acum, noi când vorbim despre schimbări, noi vorbim că ele trebuie să fie raportate la ce s-a întâmplat în statele care merg bine. De exemplu, în statele baltice sau în România. Și iată, noi am făcut un pliant legat de faptul ce ar însemna dacă noi am rămâne în statul falimentar Republica Moldova, care de fapt a falimentat, doar există cu 2 miliarde de euro dați de structurile europene anual. Și în acest sens, iată, noi ne uităm care este nivelul de trai în România și care e aici. Luăm pedagogii. Salariul mediu la pedagogi aici în Republica Moldova 163, iar în România, în România reîntregită, de exemplu, 450 de euro. Aceste dați se cunosc și în sistemul universitar și în alte sisteme din alte compartimente din învățământ. Dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat în acești ani, noi nu împărtășim opinia că trebuie să stăm pe loc. Nu, dimpotrivă. Noi trebuie să mergem înainte, dar în același timp trebuie să vedem dacă avem sursele pentru amortizare. De exemplu, Alianța pentru Integrare Europeană a închis peste 57 de școli și a optimizat peste 107. Au rămas fără lucru 5600 pedagogi. Unde s-au dus ei? S-au dus psihotare ca să servească diferite persoane. Păi așa vrem noi să schimbăm și să educăm tineretul care se gândește și el doar să plece psihotare. Mai înțeles. Sunt și alte date, dar timpul nu permite mai încolo. Următoarea întrebare. Dacă acordul de asociere cu Uniunea Europeană va fi implementat cu succes, ce schimbări în sănătate și educație putem să așteptăm? Și când vorbesc de schimbări, mă refer la schimbările pe care le poate simți direct cetățeanul de rând, nu la nivel de hârtii și ideologii. Știți, problema principală este că cetățeanul nu simte aceste schimbări și aceste schimbări nu le simte de 23 de ani. Pentru că ce s-a întâmplat acum după 2009, între 2009 iată și până în 2014, s-a întâmplat o dezamăgire totală a cetățeanului, pentru că a crezut că după căderea comuniștilor și venirea post-comuniștilor, lucrurile vor începe măcar cumva să se schimbe. În afară de regimul liberalizat de viză și unele drumuri care parcă sunt mai bune, dar să vedem peste o an, doi, altceva n-a simțit cetățeanul decât aceeași dorință de a părăsi, de a-și lua lumea în cap. Deci, noi considerăm mai mult Partidul Național Liberal că avem o guvernare șantajabilă și prorusească, chiar și cazul legat de acum două zile cu aeroportul, unde au mers chiar și candidați de pe lista PNL și au arătat un act de identitate națională. Acum guvernarea, în loc să-i blameze pe cei de la Tiraspol, care își permit să plimbe aici prin Republica Moldova, ca pe la ei, pe la Mușie, de la Tiraspol, dar în schimb țăranilor le pun piedici să ajungă la pământurile lor, îi blamează tot pe ei noștri. De aceea, noi considerăm că această guvernare abia așteaptă ca să intre la putere un Dodon, un Formuzal și alte elemente antinaționale ca aceștia, ca să ajungă la stoparea implementării acordurilor asociative cu UE, așa cum s-a întâmplat între altele în Ucraina și chiar sunt întrebat chiar la una din emisiunile noastre de ce n-am face și noi la fel. Deci noi, în loc să mergem înainte, tot așteptăm, poate ne vom opri. De ce? Pentru că mai mulți lideri politici de la noi suntem că vor nimeri în pușcărie în România și în Europa. Și ei nu se gândesc de fapt ce se fac cu pedagogi, ce se fac cu elevi, ce se fac cu tineretul, ce se fac cu medici, ce se fac cu bolnavi, cu pacienți, dar ei se gândesc cum să-și salveze averile și cum să scape ei de pușcărie. Pentru că dacă vă uitați bine, în România ei merg pe jos și la DNA și pe jos chiar și la pușcărie. Deci trebuie schimbată radical situația la noi prin a acorda un vot de blam celor care fură statul, cetățenii, fondurile publice și europene. Mulțumesc. Domnule Prohnițchi, aveți nevoie să repet întrebarea? Nu. Vă rog. Mersi. Schimbări o să fie foarte mari și foarte bune, eficiente.
standardele și calitatea de servirii în instituțiile de sănătate, o cunosc mai mult de o treime din populația Republicii Moldova, care știm că a emigrat. Mai mult de, cred eu, de 60% din populația Republicii Moldova, care a fost în Europa, a călătorit și care circulă liber datorită eliminării regimului de vize. Se referă la educație. În aceeași situație avem foarte multe burse oferite de către statul român, cele mai multe. Totodată avem practic în toate țările europene sunt oferite burse pentru tineri, pentru studii, postuniversitare, în diferite domenii. Și anume așa, calitatea a sănătății și a educației o să fie implementată și în Republica Moldova. Ne-o dorim noi, nu ne-o dorim, pentru că acordul de asociere prevede și unele obligațiuni și statele care au parcurs această cale, chiar în imediată apropiere, Bulgaria, România, ne-au demonstrat că chiar dacă n-au dorit, au fost impuși și anume au respectat normele europene. Și se implementează în sistemul de educație și în sistemul de sănătate, care sunt aceste două sisteme anume create pentru om, pentru tratare și pentru educație. Înțeles. Domnule Prohnițki, am vorbit deja despre fenomenul corupției și înțelegem că asta este o problemă, dar unul din motivele din care aceste două domenii sunt atât de corupte sunt, bineînțeles, salariile mici. S-a pomenit deja în acest studio. Totodată, datorită numărului foarte mare de angajați în aceste două domenii, chiar și o creștere salarială de 5% ar afecta destul de serios bugetul de stat. Întrebarea este, nu cum, dar când estimați dumneavoastră că o să fie posibilă o creștere reală a salariilor, a lucrătorilor medicali și celor din domeniul învățământului? Da. Aveți perfect dreptate când a zis că sunt foarte mulți angajați în sistemele respective și dacă noi pur și simplu nu dispunem de timp, dacă facem o analiză a organigramei Ministerului Educației, Sănătății și ne uităm chiar și la bugetul de stat care este votat anul acesta, de anul trecut, așa? Și ne uităm cheltuielile, ce se fac, foarte multe cheltuieli se fac în plus. Sunt multe activități care, iarăși zic, îs de tip sovietic, când era un sistem întreg, foarte mare. Acum, cred că trebuie să fie optimizat și să fie mai eficient. Și de acolo noi o să putem să avem și surse ca să plătim și profesorilor și medicilor așa cum o merită ei. Și noi propunem ca salariile profesorilor și a medicilor să fie egalate cu salariile deputaților. De ce? Pentru că cunoaștem bine, de la 3-4 ani, copilul de acum pleacă în grădiniță, pe urmă la școală. Cine se ocupă cu formarea lui? Profesorul. De multe ori, spunem 60%, 40% părinții. Și respectiv starea sănătății. Același medic, el trebuie să aibă un salariu decent care își permită să ofere și servicii și asistență. Cum o vedem noi în Europa? Poftiți, vă rog, Și la noi, vreau să zic, în Chișinău sunt centre medicale private unde mulți pacienți zic, eu mai bine mă duc acolo și plătesc, dar eu mă simt om, pe mine mă respectă, mă conduce, nu-mi cere nimeni nimic, ce doresc, spunem, îmi ofer un pahar de apă, nu știu ce acolo, poftim, e altă calitate. Înțeles. Doamna Pavlicenko, eu se pare că domnul Prohnițki nu a auzit întrebarea. Eu o să vă accentuez că am întrebat când, adică în cât timp estimați dumneavoastră că am putea în mod real să avem salarii decente pentru doctori și profesori.
Vedeți care e problema? La noi, în diferite campanii electorale, au apărut formațiuni politice care au crezut că o să aibă voturi, promițând $300, $500, și după asta nu știau ce să facă de rușine și cum să mai apară în fața oamenilor. Nu putem vorbi că noi credem când vor fi salarii, pentru că noi nu știm cine câștigă alegerile. Dacă vor câștiga alegerile cei care au făcut aceste dezastre cu miliarde, zeci de miliarde, sute de milioane despre care v-am vorbit, și dacă situația va continua pe aceeași linii, eu nu pot spun când vor avea alte salarii medicii și profesori. Și în cazul în care vine PNL la guvernare? În cazul în care vine PNL, atunci noi ne vom apuca de reducerea corupției, de transparența actului de guvernare, de schimbarea, de adoptarea unui set de legi care sunt îndreptate în principal împotriva reducerii corupției și a controlului societății civile asupra actului de guvernare, privind că apariția clasei mijlocii, pentru că la noi este o polarizare extraordinară, patrimonială, sunt oligarhi și sunt clanuri mafioti bogate și sunt oameni care nu au ce mânca. Deci, în acest sens, noi trebuie să ne raportăm și să luăm expertiza românească. Eu cred că București vrea foarte mult să ne ajute și ar trebui să existe dorința de la Chișinău. Dorința la Chișinău nu poate exista dacă avem lideri șantajabili. De ce? Noi pledăm pentru legea lustrației, ca să nu avem conducători șantajabili. Noi pledăm pentru NATO, pentru că asta ar însemna investiții. Noi pledăm pentru ieșirea din CSI, pentru că Rusia nu este model de democrație, economic și politic pentru noi, și aflarea în CSI 23 de ani, nu ne-a ridicat nivelul de trai și standardul de viață. Deci noi privim în complex situația. Dacă pregătim în 4 ani reîntregerea, se va schimba radical viața și nivelul de trai al oamenilor. Am înțeles, vă mulțumesc. Acum, după runda de întrebări pe care le acord eu, conform regulilor, acordăm 15 minute candidaților pentru discuții libere între ei. Vă rog să folosiți acest timp maxim în măsură egală, cum puteți dumneavoastră. Puteți să vă adresați întrebări reciproc, dar vă rog în măsura posibilităților să discutăm la subiectul de azi, care este sănătate și educație. Vă rog, doamna Pavlicenco. Eu am să-mi permit în timpul meu să-mi spun opinia liber, pentru că eu așa cred că ne vom cunoaște aici în societate, adică ne vor cunoaște alegătorii. Noi, general, suntem împotriva acestei metode de a pune întrebări celor care ești alături. Noi avem 27 sau câți avem concurenți electorali. Credeți-mă, nu suntem noi chiar atât de interesați să știu ce prostii și aiureți scrie Dodon în programul lui sau nu știu ce mai este acolo, pentru neamț, țară și toată puzderea asta de formațiune. Ei sunt contra candidații dumneavoastră. Păi, da, sunt, eu asta spun, dar ar fi bine să mă lăsați să vorbesc. Noi nu avem grija să citim toate aiurelele lor ca nimeriți într-o emisiune cu ei să le pun întrebări și să iau la bani mărunți. Eu cred că ar fi foarte bine dacă am avea posibilitatea să fie dialoguri dintre partidele care au fost și sunt la guvernare și ceilalți, și în acest sens chiar vreau să apreciez că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, sau peste o săptămână, avem o dezbatere și cu reprezentanța Partidului Comunist, așa am tras noi la sos, Partidul Național Liberal, și le vom pune mai multe întrebări, deși în cei nu sunt la guvernare. Pentru că eu, de exemplu, cam intuiesc ce are programul ecologiștilor, dar nu pot spun că am citit, am anunțit, pentru că nu știam ca să meresc cu ei, dar nici nu este fizic chiar să cunoști toate partidele, dacă sunt 27 sau 30. Dar pentru că așa e sistemul și nu vreau să vă supăr, eu l-aș întreba totuși pe contracandidatul nostru, contracandidatul meu, de ce crede domnia sa că, văzând ce reforme se fac în învățământ, în sănătate, văzând ajutorul smurd din România care vine aici, văzând alte disponibilități cu microbuzele pe care le-a dus Victor Pont aici pentru școlile noastre, pentru elevii noștri, de ce credeți, domnule Prohnițică, că guvernarea noastră este totuși reticentă la relația cu România, mereu vrea să ajungă în Europa săpând un tunel pe sub România, și ce ar defavoriza-o dacă ar avea o relație strategică nu cu dușmanul nostru strategic Rusia, ci cu prietenul și partenerul și fratele și probabil cu care vom face și un stat comun în viitor, România? Da. E o întrebare care
Vă frământă nu numai pe dumneavoastră, dar cred că pe mulți cetățeni ai Republicii Moldova despre poziția guvernării noastre actuale și precedente, când într-adevăr statul român ne-a acordat și ne-a acordat un foarte mare suport și de mulți guvernanți pe în diferite domenii. Luăm educația. Câte burse ne oferă statul român pentru tinerii noștri, pentru studii în instituții de învățământ și post-universitare, și câte ne oferă aceeași Rusie, ori în alt stat. Foarte, asta e un suport, asta sunt cheltuieli, asta nu-i tot pe degeaba. Și plus ce ați menționat dumneavoastră și alt ajutor necondiționat. O mare parte, și cred eu că se începe de la guvernare, nu doresc să spui despre asta și nu doresc să recunoască și se fac așa, că tăci, el îi trebuie să ne ajute. Nu trebuie să ne ajute. Din contra, că nouă ne se impun embargouri. Diferite motive și noi le știm că toate sunt politice și n-au niciun suport. Se primește, știți, ca în situația aceea, când pe o cumătru o întreabă una pe alta. Ba, de ce trăiești cu dânsul? Iau, te bate, nu-ți ia banii, copii, îi trezește noaptea. Al iubesc. Așa și la noi câteodată. Nu se înțelege anume comportamentul și aprecierea asta că... Domnule Brahnitschi, haideți să clarificăm pentru telespectatori. Dumneavoastră susțineți poziția Partidului Național Liberal pentru mesajul unionist al acestui partid, îl susțineți? Domnule, mie mi s-a pus întrebarea de ce nu se recunoaște și eu zic că într-adevăr multe chestii nu se... Eu tot specific. Vă rog. Că nu se recunoaște realitatea. Și de multe ori, de către toate guvernările, se zice că parcă așa și trebuie să fie, că cineva este dator. Nu. Nu este nimeni, nimănui dator. Și dacă se acordă un suport, trebuie să-l recunoști și spui mulțumesc. Asta e poziția. Am tot să aduc ceva sau? Da, 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 sigur. Da, vreau să vă spun că din cei 23 de ani cât avem noi deja după proclamarea independenței, am avut nefericirea ca 14 ani să fie la putere o guvernare agrariană, anti-europeană, anti-românească, anti-națională, anti-reformatoare, antidemocratică și la fel una comunistă, despre care mai repet că e același lucru. Și au inoculat mereu oamenilor, la fel ca și în regimul sovietic, că România este dușmanul nostru, că România vrea nu știu ce să ne facă, că românii, moldovenii nu sunt români și așa mai departe. Ei, uitați-vă, lucrurile se schimbă și mă bucur foarte mult că guvernul român ne ajută concret. Eu vreau, pentru că este imposibil și ar fi păcat să trec pe lângă acest aliniat, să vă spun ce a spus azi la dezbaterile dintre cei doi prezidențiabili în România, premierul Victor Ponta. A spus așa: avem nevoie de stabilitate și de unitate. A fost un regim care se sfârșește duminică, care se bazează pe învrăjbirea românilor între români. Cred că în următorii 5 ani, atunci când România va aniversa 100 de ani de la Marea Unire, pot să duc România la acea idee pe care au avut-o înaintașii noștri. Deci este exact sloganul Partidului Național Liberal care spune împreună spre reîntregerea din 2018. Și ne bucură foarte mult faptul că România prin fapte concrete face. Cum a spus domnul Brahnitschi, burse, uitați acum ajutor smurs, eu cred că mai mult, nu mai vorbesc de gazoductul Iași-Chișinău care înseamnă independență energetică, dar cel mai important că investești în tineret. Cel mai important că investești în generația care va trebui să trăiască mâine, pentru că noi suntem un lemn ars în foc. Iar tinerii noștri nu trebuie să plece de acasă, dar trebuie să fie acasă, aici să aibă o educație europeană. Și noi în acest sens avem în platformă o universitate românească mare la Chișinău, care să pregătească, conform în spirit european, conform programelor europene, tinerii basarabeni care să fie competitivi pe orice piață, ca zic așa, de muncă și profesional din Europa. Înțeles. Domnule Brahnitschi, mai aveți și dumneavoastră ceva timp rămas, pentru că și discuțiile astea se cronometrează. Dacă aveți vreo întrebare sau vreo precizare la adresa doamnei Pavlicenco sau a Partidului Național Liberal, vă rog. Da, am. Doamna Pavlicenco, dumneavoastră, după cum
cred că cunoaște, ziceți că n-ați studiat programele, cu toate că fiecare lider politic, vorba ce, e obligat să mai studieze, dar ce programe are ăsta, ăsta, oare să le cunoască până la atâta. Și dumneavoastră știți că noi suntem contra violenței, suntem pentru armonie în societate, pentru respectarea drepturilor minorităților naționale. Partidul dumneavoastră a, spuneți vă rog, ce activități ori proiecte a implementat de a convinge reprezentanții minorităților naționale spre, spunem, realizarea proiectului partidului dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru întrebare. Vreau să vă spun că pe lista noastră sunt vreo 25 cetățeni cu cetățenie moldovenească, română, italiană, bulgară și mai sunt acolo vreo câteva. Avem pe listă, l-avem pe Victor Grebenșicov, dacă îl cunoașteți, care este membru al Consiliului. Doamne Italia, mă scuzați, vă rog, eu am întrebat... Stați un pic, nu, eu am întrebat, nu cine este pe listă, eu am întrebat ce măsuri și activități concrete. De ce? Pentru că pleci în Comrat, acolo când aud de România, pierd cunoștința. Dumneavoastră, eu nu mă grăbesc. Nu, dumneavoastră, dacă o să, eu nu v-am întrerupt. Vă rog să nu mă întrerupiți. Eu nu vă întrerupt, eu precizez întrebarea, nu? Nu se precizează nici întrebarea, nici răspunsul. Ei, eu fac ce știu, puneți... ce socot de cuvință, nu? Stați. Cred că... Bine, eu am stat și dați-i voi, doamne Pavlicencu, să vă răspund la întrebare, domnule Prochnițchi. Vă rog, doamne Pavlicencu. Părerea mea este că puteți adresa orice întrebare și trebuie să ascultați răspunsul. Vă place, nu vă place, nu pentru dumneavoastră vorbesc, dar pentru alegători. Și ar trebui să fim corecți în privința aceasta. Mie poate să-mi placă naiv ce spuneți dumneavoastră sau prea calm sau prea lent, dar stau și rabd pentru că asta e regula jocului. Da. Acum, haideți să le luăm pe rând. Conform unui sondaj IMAS, IMAS, nu al PNL, la fiecare 4 votanți PNL, 2,5 sunt rusolingvi, tineri, și 1,5 sunt români basarabeni. Vreau să spun că asta ar părea strană, dar eu am să vă dau explicații ca să înțelegeți că de fapt lucrurile stau total invers decât credeți dumneavoastră sau cred altcineva. Iată, eu azi am fost la o televiziune, am vorbit în limba rusă, am avut o emisiune, nu spun la ce televiziune. Puteți să spuneți, nu e nicio problemă. La TVC21 a fost o emisiune foarte, foarte bună pentru rusoling. Și le-am spus toate lucrurile astea și probabil că le-a plăcut celor care am discutat. Pentru că, ne punem întrebare, de ce rusoling vi îmi trimit și mesaje că vă dumeți și tomeni za unire, mă toși za abidnienie. Мы не верим, что вот эти, которые у власти воруют, они хотят в Европу. А мы только через Румынию попадем в Европу. Asta ne spun rusolingvi și avem și pe listă și doamna Mozer și care e rusolingvi și are cetățenii români și mulți alții. De ce vreau să spun cu asta? Rusolingvii noștri trebuie să treacă un prag psihologic care să le permită să nu se teamă de conaționalii lor, că ei pledând pentru reunificarea celor două state românești vor face bine. Pentru că cea mai bună legislație pentru minoritățile naționale este din toată Europa, este în România. Și în acest sens, noi tocmai de ce am făcut Consiliul Unirii, din care fac parte oameni de diferite naționalități, unde se regăsesc liber, cum vă spuneam, și cunoscutul cetățean de etnie rusă, Victor Grebenșicov, care este și pe listă la noi și ne onorează lista. Deci, eu vreau să spun că trebuie să discutăm cu ei. Noi am făcut această platformă iar găgăuzii au avut acolo întâlnire. Am votat 300 pe noi și 600 Partidul Liberal. Și când am discutat cu ei, vor cetățenii români, vor consulat la Comrat și multe alte. Deci, mentalitatea și situația e cu totul altă decât o creează oamenilor anumite televiziuni. Da. Domnule Prochnițchi, dumneavoastră, dacă pot să văd regia, cât timp mai are domnul Prochnițchi? Da, dumneavoastră mai aveți 3 minute și jumătate. Dacă vreți să răspundeți doamnei Pavlicencu sau să comentați dumneavoastră cumva declarațiile ei, vă rog. Da. Eu am pus întrebarea de doamnei Pavlicencu ce activități a întreprins, ori a petrecut partidul, ce proiecte au fost, care e situația, noi o cunoaștem. Și dumneavoastră aveți perfect dreptate că vă contactează persoane de vorbitori de Alolink și își expun și vă susțin, dar eu am și alte informații, nu că am, dar toată lumea o știe care e reacția și de atât v-am întrebat că dacă s-au trecut careva activități acolo, posibil, nu știu, întâlniri pentru a lămuri.
Dar dumneavoastră, partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră, domnule Prohnițchi, petrece activități cu membrii minorităților naționale. Despre ce activități este vorba? Vorbiți-ne. Eu am dere, nu, cu minoritățile naționale, noi ne întâlnim și îi informăm ce posibilități le oferă Uniunea Europeană pentru dezvoltare ce ei nu cunosc. Într-adevăr, doamna Pavlicencă, cum a zis, că Uniunea Europeană oferă mari posibilități și drepturi minorităților naționale. Ei nu le cunosc. Ne întâlnim cu tinerii, trecem seminarii, am trecut cu suportul colegilor din Anglia, unde am adunat și mai mult de jumătate din tineri din minorități naționale. Noi lucrăm și cu reprezentanții diasporei în Republica Moldova, de alte etnii, cu georgienii, am avut întâlniri cu ucrainenii, tot care conlucrăm, ne pun întrebări câteodată și avem proiecte comune. Aș avea o remarcă. Da, vă rog. Vedeți care e problema? Noi, când, nu, mie nu-mi plac întrebările populiste. Noi, Partidul Național Liberal, suntem un partid extrem de activ. Aș îndrezi să spun cum mult mai activ decât alte partide extraparlamentare. Degeaba lumea se uită și, băi, dacă ăștia nu votăm cu ăștia la putere, cam între cine am votat? Cam între mafie și între Partidul Național Liberal. Noi am avut în toți acești ani acțiuni în care am chemat pe toți și am discutat. Am creat această platformă în 2012 și am făcut toate acțiunile cu banii noștri. Noi n-am avut niciun ban din afară, nici din România, nici din Europa. Și în acest sens, eu cred că guvernarea are o mare misiune ca să convingă prin comportamentul său că Uniunea Europeană nu este o sperietoare. Noi, cu forțele noastre, ca partid extraparlamentar, care facem parte din societatea civilă, pentru că nu suntem nici în opoziția parlamentară, nici la guvernare, noi facem foarte mult spre deosebire de guvernanță care se laudă cu o corupție generalizată. De aceea, nu cred că accentele pe care le-ați spus sunt corecte și ca dovadă că noi avem persoane de toate naționalitățile pe lista noastră, arată gradul de încredere în mesajul și obiectivul nostru. Am înțeles, doamna Pavlicencu, o să fiu nevoit să vă opresc. Domnule Prohnițchi, doamna Pavlicencu a profitat de un pic din timpul dumneavoastră, dar cred că nu vă supărați, că am văzut că nu v-ați luat viteză foarte mare la vorbit. Da, atât a fost să fie și cu această etapă. Acum o să vă ofer câte un minut ca să formați niște concluzii ale discuției de azi, dacă ele există, dacă nu folosiți acest timp, cum vă vine mai bine. Un minut, vă rog, doamna Pavlicencu. Stimați alegători, noi participăm a doua oară la aceste alegeri și când ne întâlnim în dezbateri cu socialiștii sau cu alte forțe antinaționale, mereu ne iau peste picior că unioniști nu sunt, că o să cine o să vă voteze. Eu vă invit cu toată tăria și dorința ca cei care credeți în refacerea unității naționale românești, care ne-ar aprașa în fața pericolelor din Est, să vă dați cu rațiune votul pentru Partidul Național Liberal și le mulțumim presii care a organizat aceste dezbateri și avem posibilitatea să dialogăm. Noi mergem și la întâlniri, difuzăm și platforma noastră și noi credem că dumneavoastră odată și odată o să vedeți că în 23 de ani nu s-au găsit proiecte viabile, că toți cei de la guvernare fură acest stat. Eu am fost în Parlament de două ori, curat am intrat, curat am ieșit și avem oameni de mare calitate și profesioniști în echipa noastră care candidează pe listă și pe lângă listă, care ne sprijină. De aceea vă rog să vă implicați în alegeri, să votați săgeata, să votați PNL și să credeți că e mai bine să votăm uniuniști decât comuniștii. Vă mulțumesc, doamna Pavlicencu. Domnule Prohnițchi, un minut pentru concluzii. Mulțumesc. Stimați alegători, dumneavoastră aveți o gamă foarte mare de partide, și mai noi, și mai vechi, cu diferite aspirații, însă v-aș îndemna ca să votați partidele care sunt pentru Republica Moldova, care n-au orientări ce dezbină populația Republicii Moldova și cu atât mai mult partidele aduse pe aripile vânturilor siberiene. Da, noi avem și probleme ce țin de economie. Avem probleme de alt ordin, însă nu în ultimul timp avem și probleme de mediu pe care poate să le reprezinte numai Partidul Verde Ecologist, un partid care este pentru protecția mediului. Asta a dovedit-o și istoria primului parlament când colegul nostru, Alei Coreniță, fiind în parlament, a promovat împreună cu colegii legi care de astăzi ne conducem.
Înțeles, domnule Prohnițchi, vă mulțumesc și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Vitalia Pavlicenko din partea Partidului Național Liberal și cu domnul Anatolie Prohnițchi din partea Partidului Verde Ecologist. Ne vedem și mâine tot la 22:00. Eu sunt Viorel Pahomi. Seară frumoasă! La revedere!